de ce românii nu acceptă? De la mine, de exemplu, n-au acceptat un supă uscat. Acum, de un an și ceva, a început să vină din afară. Stiliști, nu știu cum scria, marele stilist al vedetelor. Păi și-a dat această explicație pe care am zis-o. Părul se poartă în formă uscată, deci nu poți să... E ca și vrei să patinezi pe un lac care nu e înghețat, știi? Atunci îl acceptă românii. Da, aplaudă, știi? Mă, îți merge? Da, bine. Păi și atunci ce te interesează ce zice respectivul? Eu sunt bine cu mine, sunt bine. Am clienți, da. Am reușit, da. Păi atunci... Da, dar uite, sunt alți tineri și vreau să remarce și să înțeleagă faptul că dacă vor să reușească să atingă succesul, trebuie să vină cu ceva diferit. Să aibă bazele în acel ceva, în acest domeniu, după care să nu copieze nici pe Niculescu, nici pe Geta, nici pe Cristi Pancu. Păi, nu neapărat, nu neapărat că copiază. Ideea este că poți copia, poți să fie o copie mai perfectă, chiar foarte bună. Dar întotdeauna trebuie să ai și tu ceva în plus. Știi că se spune că ești un foarte bun hairstylist în momentul în care merge cineva pe stradă și recunoaște unde s-a tuns.